Astăzi este sâmbătă, 5 mai 2012 și mă aflu în municipiul București, la sediul clubului sportiv Colombofil Geosport, filiala Ghencea. Stau de vorbă cu unul dintre membrii clubului, unul dintre membrii tineri ai clubului. Este vorba despre domnul Oprea Eduard. Bună seara, domnul Oprea, ce faceți? Bună seara, la etapa numărul 2, am venit să îmbarcăm pe Bucurei. Unde aveți mâine? Târgu Bujor, da? cu speranțe mari, să sperăm că o să fie o etapă bună, un zbor bun. Ce să zic? Despre dumneavoastră câteva cuvinte, dacă sunteți amabil să ne da, spuneți. Am 32 de ani împliniți. Mulțumesc. Practic colombofilia de aproximativ 10 ani, cu rezultate bune, foarte bune câteodată. Ce să zic? Porumbeii din ce sușe provin? Am porumbei din, care provin din porumbeii domnului Mareș Stelian, un colombofil care, de la care am învățat colombofilie, ca să zic așa. Și câteva infuzii pe care le-am făcut de la domnul Teodorescu Ioan și de la alți crescători care nu trebuie să-i menționez acum. Categorii preferate de zbor aveți? Categoriile preferate sunt fond și maraton. Aici am avut cele mai bune rezultate. Da. Deși și viteza și demifondul sunt niște categorii pe care unii le zboară cu succes, dar pentru mine fondul și maratonul au fost într-adevăr categorii care mi-au oferit cele mai mari satisfacții. De la 2012 ce așteptări aveți? 2012 să sperăm că va fi un an mult mai bun decât celălalt, deși... Deși știu că și... Exact, da. Dacă... Cu întotdeauna am avut un rezultat foarte bun la derby, am avut locul 1 pe club și locul 12 pe lansare. Felicitări, auzisem într-adevăr. Mulțumesc. Și să sperăm că și 2012 va fi un an mai bun decât 2011, cu rezultate din ce în ce mai bune și să sperăm că și motivația porumbeilor va fi la fel de bună ca aceea pe care le-am dat-o anul trecut. Acum să vedem cât de bun voi fi în chestia asta. Sunteți un crescător răbdător cu porumbeii, domnul Oprea? Ce să zic, am fost, ca să fac așa o comparație în trecut, destul de răbdător. Ce înseamnă răbdător? Aproximativ 3 ani de zile le acord o șansă porumbeilor. În condițiile în care în al treilea an nu se ridică la o ștachetă pe care eu mi-o impun, deja încep și... Îi eliminați din... Da. Cam asta e răbdarea, ca să zic, pe care le acord eu. Aveți susținerea familiei în creșterea porumbeilor? Am susținerea familiei și vreau să mulțumesc pe această cale celor care mă ajută, mai ales mamei mele, care este cam 20 de ore, ca să zic așa, la porumbei, da. Pentru că serviciul nu îmi permite să fiu o parte foarte mare din timp acolo. Dar, ca să zic așa, mă ocup o oră dimineața și o oră seara în condiții în care am un serviciu la care muncesc 24 de ore. Așa că, ce să zic? E destul de greu, dar încerc să mă mințin. Zborurilor cu puii toamna, ce importanță le acordați? Sunt ele foarte... Pentru mine, de cel puțin 3 ani de zile, le-am acordat o importanță foarte mare, deși până acum 3 ani de zile nu am zburat puii, consider că am făcut o greșeală, pentru că am observat că acei pui care nu sunt zborați în toamnă se pierd în zborurile ulterioare. Deci, indiferent de familia din care provin, din perechea care provin? Depinde acum de șușa din care provin, dar la mine vorbesc despre crescătoria pe care am eu. Majoritatea puiilor care nu au fost zburați în toamnă s-au dovedit că în celelalte zboruri s-au pierdut. Așa că acord o importanță foarte mare zborurilor din toamnă. Domnul Oprea, vă mulțumesc mult pentru amabilitatea acordării acestui scurt interviu. Și la crescătorii poate facem și un filmuleț. Sigur că da, cu cea mai mare plăcere. Și eu vă mulțumesc. Toate cele bune.